Bună seara, dragii mei! În această seară suntem în vizită la doamna Marcela Rusu, o reprezentantă a elitei Teatrului Național, o actriță cunoscută, pot să spun arhicunoscută și foarte iubită de noi. Domnia sa a fost foarte amabilă și ne-a invitat acasă pentru a sta puțin de vorbă în fața domnilor voastre. Stimată doamnă, bine v-am găsit! Bine ați venit! Îmi face plăcere să vă cunosc. Și nouă ne face plăcere, vă dați seama câtă plăcere ne face nouă să putem fi în preajma dumneavoastră o oră. Dar ce am eu de spus atâtea? Chiar nu aveți de spus atâtea? Ori 5 minute, ori o viață. Ori o viață. Așa să încercăm să facem... Un târg. Da, spuneți... Un târg, da, spune dumneavoastră. Care e târgul? Nici un târg, să stăm de vorbă. Eu am spus să încercăm să facem o sinteză a unei vieți într-o oră. E foarte greu, o viață se imprimă. Da, se imprimă. O viață ca a mea nu se poate descrie chiar într-un interviu, oricât de lung ar fi, pentru că... Mă joc puțin cu gâlcă, îmi dați voie, da? Gâlcă este cățelul doamnei Marcela Rusu. Da, ia uite ce mă iubește. Uite, plac fetele frumoase. Plac fetele, nu știu cât de frumoase, cred. Da. Nu, că la cele urâte nu se duce. Da, da, mulțumesc. Așa, și vorbeați de viața, despre viața dumneavoastră, stimată doamnă. Draga mea, a fost o viață lungă și foarte plină, e greu. Este o viață lungă și foarte plină. Da, acum este mai puțin plină, pentru că am renunțat să mai joc, nu mai urc pe scenă. De câte vreme nu mai jucați, doamnă? Mai joc de câțiva ani, de la Revoluție încoace. Și de ce? Care a fost motivul pentru care nu mai jucați, doamna Marcela Rusu? Știi, e foarte complexă treaba. La un moment dat am avut sentimentul că, rămânând singură, fără bărbatul meu, fără Aurel Baranga, lumea a început să poarte mai puțin frumos cu mine și atunci m-am cam apărat. Ați avut acest sentiment? Am avut chiar certitudine. Chiar certitudine. Și vrând să mă apăr, am cerut să fiu pensionată. Să vă apărați de ce? De oameni. Ce vă făceau acest oameni, doamnă? Pentru că văd aici o mulțime de afișe unde erați cap de afiș. Bine, eu 40 de ani am fost cap de afiș și eu am avut o carieră plină. Eu n-am început ca toate actrițele cu un rol mic. Eu am început de la început, cu roluri importante, cu roluri mari. Regizorii m-au iubit foarte mult și m-au distribuit în multe roluri frumoase. Pot să spun că am jucat absolut tot ce își poate dori o actriță. De la Shakespeare la... Piese rusești ați jucat. Și piese rusești am jucat multe. Care sunt foarte frumoase și foarte profunde. Și americane. Și o anumită înțelegere. Am jucat foarte multă dramaturgie românească. Mi-a plăcut foarte mult să fiu prima care face un rol într-o dramaturgie a noastră și m-am bucurat foarte mult. Am fost foarte iubită de Lovinescu, de Horia Lovinescu, care mi-a scris, după ce am jucat în Citadela Sfărâmată, a mai scris pentru mine două piese foarte frumoase și importante, Febre și Mai presus de orice. Asta două nu le-am văzut, pentru că dacă n-am mai stat în București... Ești cam tinerică. Nu sunt așa de tinerică, nu, aparențele înșeală. Dar n-am mai stat în București, am plecat din București și atunci n-am mai putut... Citadela Sfărâmată am văzut-o, splendid, rol ați făcut, excepțional. Și toți erați, toată trupa. O distribuție fantastică. O distribuție nemaipomenită. Cine mai era în distribuție? Finteșteanu, Maria Filoti... Bota... Dom'le, nume de vârf ale teatrului românesc, așa este, nume de vârf ale teatrului românesc. Cu Emil Bota am jucat Otelo, eu am jucat cu toți mari actori, începând cu Bălțățeanu și terminând cu Radu Beligan, toți mari actori mi-au fost, mi-au fost parteneri, le-am fost parteneri și ne-am înțeles foarte bine. Totuși nu înțeleg... De ce, după Revoluție, unii dintre colegii dumneavoastră s-au purtat urât?
Ați simțit acest lucru? De ce credeți că făceau aceste lucruri? Sau, mă rog... E greu pentru o femeie să fie singură. Cam în toate domeniile, nu numai în teatru. A, deci probabil că atâta vreme cât a trăit soțul dumneavoastră, domnul Aurel Baranga, da, probabil că avea o oarecare reținere colegii, nu? În ceea ce vă privește. Probabil că gelozia i-a făcut nu e vorba de colegi. Avea și un susținător, da, în acest domnul Baranga. Nu e vorba de colegi. Baranga. Colegii mei au fost întotdeauna foarte drăguți și foarte prietenoși cu mine. Și într-adevăr colegi buni. Eu n-am avut colegi cu care să nu mă înțeleg. Toți partenerii mei, toți colegii mei mi-au fost prieteni. Dar n-are rost să intrăm în niște amănunte neplăcute. Și de ce vreau să intru în aceste amănunte? Pentru că mai multă lume s-a văitat, mă refer la oameni de artă, că după Revoluție au, să spun așa, o expresie mai neaoșă, au luat-o peste ochi de la oameni de la care nu se așteptau. Da, și oameni de o anumită calitate. Spun, oameni de o anumită calitate. După orice revoluție se schimbă societatea. Și la noi s-a întâmplat același lucru. S-au schimbat foarte mult oamenii. De una zi mă gândeam, am mai spus de multe ori, mie nu-mi plac amintirile. Ce zodie sunteți? Geamăn. E probabil că da, sunteți o zodie mai cu picioarele pe pământ. Da, da, da. Mie nu-mi plac amintirile, mie îmi place... Da, aveți multe, probabil, multe amintiri. Prea multe. Nu-mi place, îmi place să trăiesc în prezent. Or, zilele astea mă gândeam că nu mai îmi place nici prezentul. Și atunci trebuie să-mi creez altceva, literatură, muzică, să evadez în alt... Vă place muzica simfonică? Foarte mult. Ascultați muzică simfonică? Enorm de mult. Ce anume vă place, doamnă? Totul, absolut totul. Sigur că am preferințe, nu? Ce preferințe aveți? E Tchaikovsky, iubitul meu așa mai de suflet, dar nu pot să spun absolut toată muzica simfonică îmi place și muzica modernă îmi place. Nu e cu minte gâlcă? Așteptați musafiri? Nu, vină o gâlcă încoace. Și muzica modernă îmi place, dacă e bună, dacă e frumoasă. Spuneți-mi, doamnă, vorbeați ca deci, Otello. Este greu de jucat Shakespeare, un actor român. E greu să joace Shakespeare pentru că e un scriitor mai special în tot ce... Nimic nu e special pentru un actor talentat. Unui actor talentat nu îi se pare nimic ca greu. Și ați jucat în Otello? Am jucat Otello, da. În rolul Desdemonei? Desdemona, cu Emil Botta împreună. Emil Botta. Și cu Mihai Popescu, Iago. Bine, da, asta a fost de mult. Am jucat, îți spun, foarte mult. Am jucat mult Cehov, am jucat Gorki, am jucat... Știu ce să spun, piesele americane. Pe urmă am jucat foarte mult în ultima vreme, Gâlcă. Ultimii ani am jucat toată dramaturgia lui Aurel Baranga. Care scria pentru dumneavoastră. Da, rolurile feminine pentru mine, da. Și care erau piese de mare succes. Sigur, a fost un mare scriitor, fără discuții. Da, mare... prima lui piesă care a scris-o pentru mine a fost Fii cu minte, Cristofor, care a fost un am mare văzut-o, succes. Am văzut-o, s-a jucat mult în București. Acum se joacă la Iași. Da, da. Și am auzit că e un spectacol foarte bun. Asta e acum vreo 20 și câți de ani se juca Fii cu minte, Cristofor? Acum o fine politică. Nu, 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 de ce? Că atunci au fost ieri. Atunci am văzut-o eu, de-aia vă întreb. Toate au fost da, ieri. Da, toate au fost. De fapt, raport timpul ăsta e așa o chestie foarte relativă. Nu, am glumit. Putem să spunem ușor, ieri că nu facem niciun fel de gafă, apropo de timp, da. Spuneți-mi, stimată doamnă Marcela Rusu, haideți, știu că nu vă place, că mi-ați și spus să nu mă întreb, dragă, de... când m-am născut și unde m-am născut, bineînțeles că nu vă întreb așa ceva, că nici mie nu-mi place să mă întrebe cineva așa ceva, dar vreau să știu totuși, ce v-a determinat să faceți teatru? De unde? Sunteți din Galați, am înțeles, aproape de noi. Galați. Acum să spun, nu m-a ars focul sacru de mică, deloc. Aveați un teatru la Galați? Nu, eu am plecat tânără de acolo. Ați plecat tânără. A venit în București, am venit cu familia? În București, cu familia mea, cu părinții mei, cu sora mea, cu... Și am căutat de lucru, sigur că am continuat să învăț și m-am angajat la teatru de revistă Gioconda. Se căutau acolo fete tinere, frumoase, nu actrițe, e figurație, sigur. Da. Acolo însă am dat de niște oameni foarte buni, pricepuți, niște mari artiști, cum
era Nicușor Constantinescu, Vasilescu, Marineanu, care m-au cunoscut și m-au apreciat. Și pot să spun că s-a întâmplat ceva. Nu se încălcă? Nicușor Constantinescu, de exemplu, mi-a dat bani pentru ca să mă înscriu la conservator și mi-a spus că mă dă afară dacă nu mă duc la conservator, că n-am ce căuta în teatrul ăla, cu toate că îți spun, teatrul ăla a fost unul din cele mai serioase teatre în care am jucat. Un teatru de o calitate extraordinară. Ce colegi aveți acolo? Cu cine mai jucați? Colegi, eu eram o mucoasă. Erați colegi, lucrați împreună. Erau toate marile vedete ale timpului, Elisabeta Hentzia, știu eu, Sili Popescu, Cornelia Teodosiu, niște femei extraordinar de frumoase. Și cum vă priveau pe dumneavoastră, că erați o fetiță tânără și frumoasă, da? Erau geloase? Nu. N-ați simțit niciodată gelozie din partea lor? Eu am avut un noroc extraordinar. Toate colegele mele mai mari, care erau deja vedete, și m-au simpatizat foarte tare. Asta pentru că, stimați telespectatori, vă spun eu de ce. Pentru că doamna Marcela Rusu este un om foarte direct, foarte sincer, foarte... Ba da, asta contează foarte mult, să știți, în relațiile dintre oameni. Mi-a plăcut și cum mi-a deschis ușa. Pe un om îl cunoști după cum îți deschide ușa când te duci la el. Da. Sau după cum îți răspunde la telefon. Da. De exemplu, Aura Buzescu mi-a fost mie profesoară. Și nu ne-am înțeles bine deloc. Ne-am certat. De ce? Nu ne înțelegeam eu. Nu vă înțelegeți, da. Nu era. Dar după ce am terminat conservatorul și am devenit actriță, ne-am împrietenit. Și am devenit prietene foarte bune. Venea la mine în casă, jucam cărți împreună, bârfeam împreună, venea la mine la masă, fiecare dimineață vorbeam la telefon, bârfe, ce se întâmplă în teatru, era o femeie adorabilă. Și de ce v-ați certat la început? Adică v-ați certat? De ce nu vă plăcea? Eu eram, mă rebifam la indicațiile ei, ea mă considerau probabil obraznică, dar asta n-are importanță. Sigur că... Am avut profesori foarte buni, am avut pe Ion Manolescu profesor, după aceea pe doamna Buzescu și după aceea pe Ion Maximilian. Tatăl lui, da. Puiu Maximilian. Care au fost niște profesori extraordinari. Doamne, se făcea serios teatru pe vremuri, nu? Se făcea serios, într-adevăr. Și actorii citeau foarte mult și era o condiție sine qua non ca să poți să... Nu? Acum nu știu dacă toți actorii, dar toate vârfurile actoricești erau mari intelectuali. Nu se poate face. Nu e cu minte, nu ne iubește gâlcă deloc, de ne bruiază. Pe mine nu mă iubește, sau poate mă iubește și de aia la Se plictisește. Se plictisește, da, da. Și eu am avut, îți spun, noroc cu toate marile actrițe, m-au luat pe lângă ele, așa, au avut o simpatie specială. Eu am fost foarte prietenă cu Elvira Godeanu. Care eram o mare actriță, într-adevăr. Și o splendoare de femeie. Și un om deosebit. Cu Tanzicoce am fost foarte bună prietenă. Sora Dinei, da? Da. Cu, ce să spun, toate marile actrițe. Și am jucat cu ele. În Trei Surori am jucat... V-a plăcut Cehov, da? Foarte mult. Toată literatura rusă este splendidă. Toată literatura rusă este profundă. De exemplu, unul din marile succese din viața mea a fost o piesă a lui Arbuzov, Poveste din Irkutsk. Da, splendidă. Care da, a fost un da. Spectacol. Și asta am văzut. Acolo au debutat Bibanu, Draga Olteanu. Da. Piesa a fost pusă în scenă de Radu Beligan, chiar. A fost un mare succes, o piesă fermecătoare. Era greu, doamnă, să lucrați pentru piesa, pentru piesele respective. Vă lua mult timp să învățați rolurile, nu? Nu, am avut o memorie extraordinară. Era și o condiție cineva nouă pentru un artist. Eu în 3 zile învățam orice text, cât de lung și cât de... N-am avut nevoie de suflări niciodată. Mai țineți minte care a fost prima piesă cu care ați debutat? Ei, cum să nu țin minte? Am debutat în Ziua cea mare a Mariei Banuș. Pusă în scenă de primul meu bărbat, de Monique Lerter, care a fost un foarte mare regizor. Știu. Un mare rafinament și de o... La ce vârstă v-ați măritat cu Monique Lerter? 22. 22. Și am stat 7 ani împreună.
Destul de Enorm! mult. Enorm! Spuneți-mi, doamnă, vă rog să ne vorbiți puțin despre Monica Gelelter, dacă sunteți amabilă, pentru că vreau lumea să-l mai țină era minte. Era un om foarte deștept, foarte cultivat. Unde l-ați cunoscut? Și foarte rafinat. L-am cunoscut foarte nostim. Eu făceam figurație în Teatrul Național și el m-a văzut în figurație, sigur, nimic, nicio vorbă. M-a plăcut și eu nu aveam telefon acasă. Atunci am primit un bilet din partea lui că el vrea să pună în scenă la Teatrul Național Romeo și Julieta și că vrea să vorbească cu mine. Eu atunci am nebunit, îți dai seama. Romeo și Julieta, Monica Gelelter. N-am știut, cred că mi-a turnat un kilogram de colonie în cap, m-am dus la teatru. Și el mi-a spus, uite, domnișoare, eu vreau să pun în scenă Romeo și Julieta și am nevoie, în deschiderea spectacolului, de doi tineri care să țină două crengi înflorite prin sub care să treacă Romeo și Julieta. Și una, o fată și un băiat, fata aș vrea să fii dumneata. Bineînțeles că mi-a turnat o căldare cu apă în cap, am supărat, a fost obraznic, am zis, domnule regizor, când o să aveți nevoie de mine ca actriță să mă cantați, nu, și am plecat. Deci că lui i-a plăcut probabil temperamentul meu, pentru că după puțin timp a pus în scenă o piesă sovietică, Domnul Fruntarea. Nu știu. Nu știi? Și o piesă unde jucau foarte mulți actori mari, Bățățeanu, Costache Antoniu, de actori, da. Și mi-a dat un rolișor acolo, foarte frumos rol de apă. Și după aceea m-a distribuit în piesa Mariei Banu, Ziua cea mare. Nici pe asta nu știu. Frumoasă piesa? Piesă politic, colectivizare, țărani, însă de succes. Și rolul meu foarte bun și mare. Și așa am debutat. Și după aici aceea, în București. Da, sigur. Aici în București. La Teatrul Național, la Teatrul Național de la început. Pe parcursul vieții mele am jucat la Teatrul Municipal mult, la Teatrul de Comedie mult, însă casa și rostul meu a fost Naționalul. Cu Leopoldina Bălănuță, focșăneanca noastră, nu pot să nu fac... Jucat n-am jucat niciodată cu ea. Niciodată cu ea. Era o femeie fermecătoare, o mare actriță, dar nu am cunoscut-o decât așa. Tangențial, ați fost particular. Da. Spuneți-mi, doamnă, și cu maestru Aurel Baranga, când v-ați căsătorit? După ce am divorțat de Monica Gelelter, m-am îndrăgostit de alt bărbat, m-am măritat. Hai, mai povestiți-ne, că ne place. Deci ați divorțat de primul soț, că nu vă mai înțelegeați, probabil, da? Nu. Hai de mine, ne-am înțeles bine până când i s-a terminat lui viața, dar m-am îndrăgostit foarte tare și știi cum e la Da, sigur, legal. Știu. Știu. Ar fi greu să mă știu. Și am stat măritată 7 ani cu acel bărbat, după care am divorțat. Tot artist era? Nu, era Alexandru Bârlădeanu, era politician, economist. Și după aceea, între timp, eu am fost prietena cu Aurel Baranga de când aveam 20 de ani. Eram prieteni foarte buni. El mă plăcea foarte mult și eu făceam foarte mare haz de el și el îmi citea piesele și eram prieteni foarte buni. Și după aceea, probabil că dracu și-a băgat coada sau Dumnezeu, că s-a întâmplat scânteia aia care se întâmplă și ne-am luat. Și cum am? Așa. Și am trăit împreună 17 ani și a fost un menaj extraordinar de frumos și de fericit. De câte ori am ocazia, o spun, fiecare femeie în casa ei, în menajul ei, plânge, se supără, se necăjește. Nu există femeie. Sigur. Eu n-am plâns niciodată din cauza lui Aurel Baranga. M-a făcut tot timpul numai să zâmbesc și să râd. N-am vărsat pe scenă, am vărsat la lacrimi, că puteam să umplu Dâmbovița, că am jucat atâtea drame, că dai seama. În casă niciodată. Și scria pentru dumneavoastră, da? Da. Îi făcea plăcere să scrie pentru dumneavoastră? Cred că m-a admirat ca actriță, cred că... Bine, dacă putea să nu vă admire, era o persoană foarte rafinată, nu avea cum să nu vă admire ca actriță. Nu avea rost să scrie pentru una care nu i-ar fi servit în piesă. Și colegile nu erau geloase că aveți un soț care vă scrie piese? Nu am avut colege geloase, nu, ne-am înțeles foarte bine în teatru.
foarte bine și... Însă, mămică, ați renunțat foarte repede să mai jucați, dar, doamna... Dar nu e așa de repede, să știi că orice lucru are un sfârșit. Și, pe urmă, am să spun ceva, eu am fost obișnuită să joc roluri mari, eroine. N-am fost obișnuită să joc roluri mici, piese mici. N-ar avea rost la vârsta mea acum să încep să joc mame, bunici. Da, că eu, da. Înțelegi? Da, e neplăcut, așa este, așa este. Și până 40 de ani pe scenă ajunge. Cât ești tânăr, frumos, ai putere, da, da. Da, da, vedeți că piesele nu se scriu numai cu fetițe de 18 ani, se scriu și cu mame și cu bunici și avem nevoie de actrițe mari. Așa cum sunteți dumneavoastră. Și nu neapărat trebuie să vă dea un rol de mamă și bunică. Poate să vă dea un rol și... Nu aveți niciun, are niciun motiv nimeni să vă dea un... Actualul director al Teatrului Național, domnul Dinu Săraru, da, m-a chemat să joc și mi-a dat mână liberă să-mi aleg ce piesă vreau. Dar nu am ce să joc, ăsta e adevărul. Ce vor ei să scoată acum? La... Ce repertoriu pun ei acum pentru anul viitor? Dinu Săraru are proiecte mari și frumoase. Este un om în care eu am mare încredere. Îl cunoașteți de mult? Da, îl cunosc de o viață. În afară de faptul că am mare încredere în el, este un om care iubește teatru foarte mult și actorii. Iubește actorii ca un nebun. Și cred că o să facă un repertoriu frumos, bun. Cred că o să ocupe de Teatrul Național. Și se pare că în continuare Teatrul Național se bucură de o echipă foarte serioasă de actori. Orice s-ar face, orice s-ar spune, Teatrul Național va rămâne Teatrul Național întotdeauna. Indiferent că are câte o piesă mai, care nu merita să fie pusă în scenă sau... Mai sunt și de-astea, nu? Mai sunt și de-astea, accidente. Însă cred că o să redreseze teatrul foarte bine acum. Cu Dinu Săraru, director. Da, da, da. Spuneți-mi, doamna Marcela Rusu, și acum trăiți singură, sunteți singură. Cum singură? Cu, la pe gâlcă. Cu gâlcă. Da, da. Aveți mulți prieteni care vă vizitează sau da, mergeți în vizită? Eu nu prea ies, dar vin la mine, am prieteni. Cu cine sunteți prietena? Nu-i cunoști. Nu-i cunosc. Mă gândeam că aveți prieteni dintre actori, de aceea v-am întrebat. Nu, nu, nu. Și dintre actori, dar nu, în general nu dintre actori. Și nu am foarte mulți, dar aia care am sunt prieteni buni și care mă simt bine. Mergeți la spectacolele de la Național? Când e, da, nu, la toate teatrele mă duc când e un spectacol bun de văzut. Ce ați văzut în ultimul timp? O piesă care v-a... Nu, în ultimul timp am văzut la Teatrul Național un Marivaux cu Dragostea lui de glumit. Adorabil spectacol cu niște fete tinere talentate. Deci avem și actrițe tinere talentate, da? Mușele, foc și un spectacol foarte bun, adică spectacol normal de teatru. Nu cu fum, nu cu praf, nu cu mizerie, nu cu... La ce vă referiți când spuneți asta? Vorbeați despre fum, de mizerie, de ce an? Toate piesele care s-au jucat în ultimii 10 ani, n-am văzut multe piese puse în scenă normal. Dar de ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Pentru că multă lume spune acest lucru. De ce? Pentru că regizorii care au pus în scenă piesele au descoperit greșit libertatea, așa zis, în ghilimele. Au vrut neapărat să se vadă ei ca actor, ca regizor. I-a lăsat mai rece spectacolul în sine sau actorii. Dar este o modă care e petrecere, e păducă. Spuneați, haideți să bârfim și să le spunem și telespectatorilor că vă uitați la televizor azi, ieri, nu mai știu, într-una din zilele astea și ați auzit un crainic de televizor spunând, referindu-se la Lamartin și spunea Lamartin. Apropo de lipsa de cultură a celor care prezintă la televizor. Să spun ceva. Moda acum nu mai e să știi franceză, e să știi americană. Așa, nu e vorba de știut franceză, dar despre Lamartine trebuie să știe orice persoană care apare la televizor în calitate de crainic sau de moderator. În liceu astăzi nu se poate face literatura franceză. Cum să nu se facă? Cum să nu se facă literatura franceză? Mai puțin. Și pe urmă tineretul din ziua de astăzi vrea neapărat să cânte englezește, să vorbească engleză, nu engleză, americană, pardon.
Engleza e frumoasă, americana e groaznică. Da, o știți, eu nu o știu, așa că nu pot să-mi... Știu engleză puțină, vă spun că sunt profesoară de engleză, dar americana găsesc că e o limbă foarte urâtă. De ce? De lătrat. E deformată, e o engleză deformată așa, adaptată, nu deformată. Sigur, deformată, mi-e place foarte mult franceza. Bine, franceza. Eu sunt... Cultura mea este franceză, eu din 56 și până acum, în fiecare an, petrec câteva luni la Paris. Aveți prieteni acolo? Da. Foarte buni și sunt ca la mine acasă, de altfel. Și toată literatura și tot de când am pus mâna pe cărți, afară de școală, bineînțeles, eu în franceză am citit, în franceză am vorbit, în sfârșit, pentru mine franceza e cea mai frumoasă limbă din da, lume. Bine. Poate și fiindcă o pricep. Probabil că da, că și engleza este foarte frumoasă. Engleza se învață acum foarte mult pentru că folosește la ceea ce fac copiii în ziua de azi, la calculatoare, la informatică, categorii. La franceza e mai pentru artiști, pentru intelectuali. Dacă vrem să intrăm în Europa, pe acolo e și Franța, dacă nu mă înșel. Bine, așa multe sunt în Europa, multe, dar nu putem să învățăm chiar toate limbile. Nu toate limbile. Și germana ar trebui învățată foarte bine, care este foarte frumoasă. E și foarte... pe care eu o admir foarte. Sigur că da. Și în general eu admir nemții și Germania foarte eu tare. Eu regret mult că nu pot să citesc, eu știu, Goethe în nemțește, de exemplu, sau Schiller. Eu am făcut primii 7 ani de școală în limba germană, la școala evanghelică, dar Goethe se citește. Foarte greu, sigur că da. Apropo de germană, sigur, multe ar trebui să le știm, dar nu ne ajunge timpul. Sau limba germană e o limbă foarte frumoasă, foarte grea. Italiană e foarte frumoasă, spaniola e foarte frumoasă. Sigur că da. Spuneți-mi, doamnă, cât ați fost pe scenă? Ați mers mult, ați jucat în străinătate mult? Am făcut câteva turnee, da. În țările socialiste am făcut multe turnee. În Franța am făcut un turneu în 56, care a avut un mare succes. Ce anume, cu ce piesă? Ultima oră, a lui Sebastian. Jucați în franceză sau nu, în românește, cu căști? Cu căști, sau, așa. Pentru comunitatea română de acolo sau comunitatea? Nu. Dispersați, acolo se poate vorbi de o comunitate. Da. Au fost și francezi, presa franceză a scris extraordinar de frumos. Eu am fost cu Ultima Oră și am mers și tot Teatrul Național cu un Caragiale. Și a fost un mare succes. Ce, ați jucat acolo? Eu n-am jucat Caragiale niciodată. N-ați jucat? Nu. De ce? Cred că nu mi se potrivește. Nu mi se potrivește. Dar spuneați că ați jucat mult teatru românesc. Ce anume ați jucat? Piese românești? Foarte greu să le țin minte pe toate. Ei, nu pe toate, așa câteva. Am jucat mult Lovinescu, am jucat Riberac, am jucat Baranga mult, bineînțeles. Dar mi-a plăcut întotdeauna să joc piese românești. De ce? Nu știu, eu sunt foarte patriotă. Să râzi. Nu, de ce să râd? Temperament masculin în sensul ăsta. Sunt patriotă. Îmi place, vreau să fie bine. Toți e românesc, vreau să fie bine. Mă rănește când constat anumite lucruri astăzi. Ce constatați astăzi? Bă, nu intrăm acum în... De ce? Nu. De ce să nu intrăm? La toți le frică să... Nu frică. Frică, în sensul, poate jene, dacă, poate... Dacă am câștigat trebui... ceva după Revoluție, măcar atât am câștigat, lipsa de frică. Oare? Nu? Da, sigur că da. Totuși, este un mare câștig pentru țara noastră, pentru poporul nostru, că nu-i mai e frică. Dar și nu numai asta, am câștigat mai mult. Am câștigat, sigur, mai multe, dar când a venit vorba de frică. Da. De nu poate să fie totul perfect, bineînțeles, dar se pare că au câștigat foarte multe lucruri. Mă rog, într-un fel sau altul. Povestea este răbdarea. Știi? Da, și asta este. Trecerea și asta timpului. Am câștigat, că ne putem controla mai mult puterea de răbdare, știți? Și asta e un lucru bun pe care l-am câștigat, un exercițiu de răbdare, da. Să ne întoarcem, stimată doamnă, la lumea teatrului, lumea misterioasă a teatrului, că pentru spectator teatrul este un mister. Mă refer la publicul de sală care vine la teatru, se așează pe fotoliu și
Se pare că dincolo de scenă, da, dincolo de scenă nu, unii chiar știu ce se petrece pe scenă, adică chiar gândesc ceea ce e acolo. Noi avem un public foarte bun. Foarte bun. Indiferent de clasa socială, publicul de teatru este extraordinar. Nu-ți mai spun de teatru românesc ce bun e. Eu am văzut teatru mult, în general, în Europa. Cel mai bun teatru era la Moscova, după aceea la Londra, după aceea în România. Din ce punct de vedere cel mai bun teatru? Regie, actori, seriozitate, spectacole, tot. Credeți că la ora actuală teatru nu se mai face cu atâta seriozitate? Nu. Sigur că nu. Nu se mai face. Și în ce constă, doamnă, această neseriozitate? În interpretări greșite ale textului. Îți repet, în dorința regizorului de a se pune în fason, de a fi și el primul. Și ce înseamnă o interpretare reală a textului? Interpretarea textului așa cum a fost scris. Mi-aduc aminte la acum niște ani în urmă, nu spun câți. Silviu Purcărete regiza Romeo și Julieta. Și bineînțeles că era la Piatra Neamț, își dădea examenul de stat cu Romeo și Julieta. Și bineînțeles că încerca să facă o Julietă foarte modernă, cu mini-jup și cu mini-jup, cu tot felul așa. Plus că era o interpretare, ca să folosesc un termen mai nepoliticos, poate, mai aiurea. Era o interpretare ca... Păi de asta, și am spus, de asta vorbim, nu? Și i-am spus, dragă, nu-mi place, că ne cunoșteam bine de când eram copii. Nu, nu, nu are niciun farmec, nu are, că nu înțelegi tu nimic. Bun, a făcut piesa, s-a jucat pe scenă și critica a fost exact acolo unde am spus. Eu nu mai știu că era prin... Păi revenim la ce am vorbit până acum. Ce înseamnă? Adică să modernizezi pe Shakespeare. Cum să-l modernizezi pe Shakespeare? Astea sunt prostii. Astea sunt toate prostii. Sau să te bagi în Chekhov, să-l schimbi, să-l schimbi pe Chekhov. Ai tu idei regizorale, copilărie. Spune-mi. La noi au fost niște spectacole extraordinar de frumoase. Chekhov cu Shakespeare, cu... Vedeți, românii interpretează e foarte greu să interpretezi o piesă rusească, doamnă, să joci o piesă rusească. Românii joacă foarte bine. Probabil că... Suntem și noi cu suflet slav și atunci... Probabil că da. Și erau și regizori foarte buni. Care au fost acești regizori foarte buni, doamnă? Că spuneți mereu, erau. Care? La cine vă referiți când spuneți că erau regizori? La Monica Lerter, la Alexandru Finții, la Sic Alexandrescu, la... Sigur că... Toți erau Ion Șahinchean. I-ați cunoscut pe tot. Bine, primul v-a fost soț. Dar Sic Alexandrescu, ce fel de om era, doamnă? Era un om de cultură? Da, un om de cultură și un om cu un farmec deosebit. Nefiind frumos fizic, putea să cucerească orice femeie prin farmecul lui. Și era un om cultivat și un om pasionat de teatru și un om și un mare regizor. Mare regizor. Se simte lipsa de cultură acum la actorii ăștia tineri? Simte, nu vezi, când te duci la teatru, de-al minte și când faci cunoștință cu un om într-o societate, îți dai seama câte cărți a trecut prin mână și cum câte... faci? Cum îți dai seama? Stând cu el de vorbă 3 minute. Cum vă explicați această indiferență, ca să spun așa, față de cule cu adevărat frumoase pe care mi le-a lăsat Dumnezeu ca moștenire? Astăzi este această... Și silă să pronunț cuvântul bani. Lipsa de bani, da? Se aleargă sau decât după bani. Goana după bani, goana, da. Goana după bani, totul se transformă. Care a dezumanizat oamenii, așa e. Complet. Ce să spun, Emil Bota era un actor de geniu. Mai mare poet decât actor era, dar când avea un rol bun, era fermecător și genial era ca actor. El n-avea bani niciodată. Da. Era curat, spălat, cămăși de America albă, dar totdeauna curată, albă. Și dacă avea bani în buzunar, trimitea mașiniștii să cumpere salam, pâine, ce mânca cu ei. Era așa o... persoană boemă. Nu atât de boemă, cât dezinteresată. El trăia într-o altă lume. Și în general cred că oamenii cu adevărat de spirit înalt, da, nu se pot coborâ pe categorii.
Îți repet, totul este bani, bani. Da, Aurel Baranga cum era? Era o persoană mai cu capul pe umeri, așa, mai... Aurel Baranga, înainte de orice, era un om de o inteligență fantastică. Bine, asta știm cu toții. Fantastic de inteligent, fantastic de cultivat. Și un om de teatru, ce-a schimbat un om de teatru. În plus, avea un farmec în societate și un haz nebun. Era imposibil să rezist lângă el într-o seară. Imposibil. Nu. Ce zodie despre... era? Tot geamăn ca tot mine. Geamăn. Înseamnă că știa să facă și rost de bani, pentru că gemenii... El, cum să spun, n-a scris pe gratis, nu? Și a scris enorm de mult. Sigur. Nu pot să spun că nu i-a fost plătită munca. Sigur, plătită cum se plătea atunci, nu? Dar nu a murit de foame. Deci, în compania maestrului Baranga n-ați avut nici probleme financiare, v-ați descurcat? Nu, ca să spun drept, eu am câștigat personal bine, nu? Da. Aștept să... Câștigau bine actorii, doamnă, în perioada aceea? Da, actorii. Vorbim despre bani, dar n-avem ce face, trebuie... Actorii buni, actorii care jucau, sigur aveau lefuri. Care era leafa unui actor de categoria dumneavoastră? Nu mă duc aminte acum, dar știu că nu lipsea nimic. Și acum? Acum văd că aleargă actorii ca disperații să facă o reclamă, să facă... Va fi trecut prin cap să faceți reclame de detergenți? Nu, aș fi păcat să iau pâinea de la gura altuia. Stimată doamnă Marcela Rusu, nu vreau să trecem cu vederea perioada în care ați fost căsătorită cu Alexandru Bârlădeanu, care a fost un reprezentant important al Guvernului României într-o anumită perioadă și care am aflat că era o persoană deosebită, un om inteligent, un om... Da. Cum ați ajuns să-l cunoașteți pe Alexandru? Probabil că a venit la teatru și v-a văzut, nu? Nu? Nu, ne-am cunoscut. La o recepție venise Teatrul Mahat cu un spectacol aici și la recepție ne-am cunoscut. Era un om fermecător, foarte deștept. Nu era un bărbat frumos, dar avea un farmec nespus. Și cred că a fost bărbatul pe care l-am iubit cel mai mult în viața mea. Da? Da. Ne-am iubit foarte tare, dar nu a putut dura menajul nostru mai mult de 7 ani, văd că m-a urmărit 7 ani. Da. Și cu Aurel Baranga 7. 17, da. N-a putut dura pentru că era foarte gelos. Era gelos? Patologic. Și cu meseria mea și cu temperamentul... Și cu meseria lui? Nu s-a putea. Și chiar când ne-am despărțit în plină dragoste. Și ați suferit și unul și altul, da, foarte mult? Da, foarte tare, foarte tare. Eu n-am putut să renunț la teatru și n-aș fi renunțat. El ar fi vrut să renunțați la teatru? Care bărbat nu vrea un sacrificiu pentru el? Așa că s-a terminat povestea de amor din cauza asta. Dar a fost o perioadă bună pentru dumneavoastră, combinația cu Alexandru Bârlădeanu. Da, că era o mare dragoste. Era o mare dragoste. Da, așa cum se întâmplă toate marile dragoste, cu ceartă, lacrimi, explicații. Da, da. Avea un copil, mi se pare, Alexandru Bârlădeanu, nu? În fiase doi. Și v-ați ocupat și dumneavoastră de copii? Foarte puțin, fiindcă el avea o mamă care s-a ocupat de ei. Deci nu... Și copiii la ora actuală unde sunt? Sunt în România sau sunt plecați din țară? Fata e aici, băiatul e plecat. Și vin să vă vadă? Nu suntem în relație. Da. Deci ați avut o viață foarte plină, din toate punctele de vedere. Ați fost o fire sentimentală? Foarte. Acum încep să vorbesc ca doamna care face emisiunea de 3 ori femeie, știți, nu știu cum o cheamă pe doamna aceea și nu vreau să cad în asemenea păcate, da. Dar, da, ați fost o fire sentimentală, asta e un lucru frumos. Toate femeile sunt sentimentale. E, nu cred că ba, da, e foarte rar. Dar bărbații considerați că sunt sentimentali? Nu. Bărbații sunt mai interesați. Toți bărbații, da, sunt? Cât iubesc, tot în regulă. Când nu mai iubesc, e o constatare categorică asta? Nu pe pielea mea, pentru că eu, îți repet, am fost un om foarte norocos. Nu pot să mă plâng în viața mea de nimic rău. Ați suferit vreodată din amor foarte tare, așa? Da, sau? Când m-am desfățit de Alexandru Bârlădeanu, am suferit foarte tare. Chiar prea tare.
Dar după aceea Aurel Baranga a știut să calmeze lucrurile. Și nu v-ați mai intrat în dragoste mare cu Aurel Baranga? Ba da, l-am iubit foarte tare, dar îți spun, și în dragoste există scări și note. Sigur. Și temperaturi. Nu iubești la fel pe toată lumea. E, sigur. Nici în prietenie nu poți să iubești la fel. Spuneți-mi, doamna Marcela Rusu, din 90 ați mai fost plecată din țară? Da, da, în fiecare an plec. Plecați în fiecare an? Da. Și în vara asta n-ați plecat încă nicăieri? Nu, eu sufăr tare cu căldura. Nu suport căldura și în Franța, unde vreau eu să plec, e mai cald ca aici. Și o căldură foarte antipatică, umedă. Ce faceți în Franța poate când mergeți? Unde mergeți? În vizită? Adică în vizită mă refer la edificiile de cultură. Nu, acum să spun, eu cunosc Parisul mai bine decât Bucureștiul. Mă duc numai dacă este ceva interesant. Restul, îmi place foarte mult strada. Strada, prietenii. La teatru mă duc mai puțin, pentru că teatru francez nu e un teatru bun. Nu e? Așa, câteodată, câte o piesă de bulevard, sau la Comedia franceză, dacă îți place să vezi clasic, Molière sau... În rest, n-au teatru bun. Dar ei, vorbiți-ne puțin de atmosfera care e la Paris acum. Dragă, pe vremuri se spunea că era o atmosferă foarte dinamică, oamenii erau foarte... Nu se poate povesti atmosfera Parisului. Parisul nu este un oraș, Parisul este o bucățică de rai. Este o bucățică de rai? Da, este un oraș care are un farmec nemaipomenit și pentru un oraș de care se dor ca de o persoană. Se dor ca de o persoană, te doare în piept când te gândești la Paris. De ce? Care este motivul? Nu știu, e un mister al Parisului. Deci este un mister al Parisului, strada, da? Oamenii, prăvăliile, restaurantele, tot ce se întâmplă. Oamenii sunt foarte comunicativi, am auzit. Comunicativi. Iar îți spun că am fost un om foarte norocos. N-am avut niciodată întâlniri cu oameni antipatici, cu oameni răi, cu... Nu. Asta e un mare noroc, să știți. E un mare noroc, știu, recunosc eu. Asta singur. Este un mare noroc. Poate este una dintre marile șanse ale vieții. Să întâlnești oamenii, și oamenii care ți se potrivesc. Toate relele dintre oameni sunt... se datoresc faptului că nu au șansa să întâlnească oamenii care li se potrivesc. E groaznic să trăiești printre oameni cu care nu ai nimic comun. Ieri m-au chemat prietenii mei de la Paris la telefon și mi-au spus că în toamnă neapărat să mă duc, că le e doar de mine. De când ați mai fost? De anul trecut. De anul trecut. Și când mergeți, stați mult acolo? O lună. Mi-e dor de casă imediat. Deci când sunteți acolo, spuneți că Bucureștiul este un fel nu, de... Nu spun Bucureștiul niciodată, pentru că Bucureștiul nu-mi place în clipa de față, dar... Mi-e dor de casă, de ai mei, de Gâlcă. Și chiar ce faceți cu Gâlcă când îl plecați? Îl las la un nepot de-al meu. Și are grijă de el? La și nu vă gândiți la el tot timpul? Ba da, vorbesc la telefon permanent. Vorbiți la telefon cu el, sigur că da. Țin minte, am găsit, apropo de dragostea asta față de, și de atașamentul față de animale, tatăl meu era așa un tip mai poet, mai scria multă poezie și era foarte boem și romantic și mă uitam eu într-un sertar acum niște ani în urmă și găsesc o carte poștală de la Olănești și scria domnului Goro Florențiu și scria, nu știu ce, mi-e dor de tine, bun, și întrebe mama, cine era Goro? Câinele ăla al nostru roșu care a murit și pe care îl iubea taică. I-a trimis o vedere de la Olănești. Eu îi trimit lui la vedere. Îi trimiteți? Da, sigur. Este persoană importantă în casa asta. Ce părere aveți despre câinii pe care îi omoară lumea și nu le pasă că îi omoară și le pun tot felul de belciuge în urechi și... Nu, lucrurile nu stau așa. Domnul Băsescu a vrut să facă puțină curățenie în București. De exemplu, eu nu ies din casă de frica câinilor. Sunt mulți pe aici? Sunt foarte mulți câini. Pe aici însemnând în centrul Bucureștiului, stimați telespectatori, la intrarea în Cismigiu, da? Inima. Și sunt mulți, acum n-am văzut niciunul. Da, cum să nu? Aici noapte e un concert întreg. De maidanezi. Dar și pe urmă mă înspăimânt, atâția copii sunt mușcați în spitale, atâția oameni care se duc să-și facă injecții. Nu se poate, trebuie făcut ceva cu câinii ăștia, trebuie strânși. Da. Dacă lumea iubește atât de mult animale, să ia în casă, să ia în curte, în casă, să-i plimbe în lesă, nu singur. Dar tot datorită nouă s-a ajuns la o asemenea situație, pentru că
trebuia de mult luată o atitudine și nu s-ar fi mulțit în halul ăsta ce și n-am fi... Nouă? Noi am fost primari? Nouă, societății, în sensul ăsta. Nu, primăria este datoria ei să facă lucrul ăsta. Și uite că face. Face, nu prea-i lăsat săracul Băsescu. Ei să sare în cap toate babele astea. Băi, și ei au dreptul la viață. Păi au și ei dreptul la viață. Au. Dar și noi avem. Dar și copiii noștri. Da. Spuneți-mi, stimată doamnă Marcela Rusu, nu aveți copii. Ați simțit vreodată păreri de rău pentru faptul că nu aveți copii? Nu, am crescut doi băieți care sunt foarte reușiți. I-ați crescut dumneavoastră acasă, la dumneavoastră? Da, da, da. I-ați luat, i-ați înfiat? Sau? Nu, sunt doi nepoți. Doi nepoți. I-am crescut eu, erau în provincie, mai săraci, mai... Astăzi sunt oameni cu situație. Unul e director de bancă, altul este profesor de sport. Și vin să vă vadă și da, vă iubesc? Da, și... da, 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 sunt familia mea. Și ei au grijă de gâlgă când sunteți plecat? Plec eu, da. Și nu v-a părut deci rău că nu ați avut un copil personal? N-am simțit nevoia pentru că i-am avut pește. La Galați ați mai fost? Pentru că din Galați sunteți... Mai aveți rude acolo? Nu. Mai aveți pe nimeni. Care dintre părinții dumneavoastră erau de acolo? Amândoi. Amândoi? Și au plecat de tineri din Galați, au venit în București? Nu, nu. Părinții mei au fost țărani, au venit la Galați de tineri. Și pe urmă când eu am crescut și mi-am făcut o situație, am adus la București. De unde anume? Din județul Covârlului. Da. Și deci dumneavoastră i-ați adus în București după da, ce? Da, da. Și spuneți-mi totuși cum ați putut să faceți așa o carieră strălucită, că n-ați avut susținători, spuneți că părinții n-au avut posibilitatea să vă... Dar ce legătură au părinții cum să nu aibă? Da, deci ați venit singură în București și v-ați desurcat practic singură, nu? Probabil că am avut niște calități. În orice caz am fost foarte muncitoare, foarte serioasă. Deci acolo unde există talent și unde există dorință de a face ceva, sigur că aici nu se poate face nimic fără talent. Talentul a fost evident. Primul lucru. Și seriozitatea. Și seriozitatea. Munca, al doilea lucru, foarte important. Liceu unde l-ați făcut în București? Da. O parte la Galați, școala evanghelică și după aceea în București. Dar să știi că în perioada în care eram la conservator și prietenele mele ieșeau serile să danseze, se plimbau, eu eram foarte serioasă cu minte, acasă, tot ce am. Unde locuiați atunci? Erați cu familia? Da, deci erați un stat în gazdă sau un... Nu. Așa că toată povestea este, sigur, talentul e pe prim plan, dar munca și seriozitatea e. Da. N-am luat în glumă niciodată, dar în general în viață eu nu iau în glumă nimic. Dacă am musafir, pentru mine e ca și cum ar veni regina Angliei la masă. Dacă trebuie să... Fac o treabă, un comision, o chestie, eu totul foarte în serios. Și menajul vi-l faceți singură? Nu. Spus, dacă am musafir, da. Deci categoric vă ajută. La bucătărie singură? La bucătărie. Îmi place să gătesc lucruri bune, dar treabă în casă. Nu. La bucătărie vorbesc, nu mă refer la... O femeie care vine și mă ajută la curățenie. Nu, la bucătărie mă refer. Și vă plac lucrurile fine și bune și nu? Cel mai mult îmi place fasolea, așa că nu știu da. Și știți, o gătiți în multe feluri? Toate felurile și cel mai bine de aminte. Am relascris o carte, Jurnal de Atelier, dacă l-ai citit. Da. În care spune că fasole ca mine nu face nimeni. Păi învățați-ne și pe noi să facem ceva mai special din fasole. Nu fac special, fac tot ce se face clasic. Adică? Românește. Supă de fasole. Nu, mai puțin. Iacnie, bătută. Casule, cum e asta casule, spuneți-ne și nu, că nu știu. O iahnie în care pui absolut toate afumăturile. Deci o iahnie, o fasole bătută, da? Nu. Iahnie aia fiartă cu pardon. Da, e mâncarea de fasole clasică, mâncarea da? De fasole, da. Și ce mai pui în ea? Pui toate afumăturile. Adică cârnați, afumați? Cârnați și uncă, slărinuță, absolut tot. Asta după ce le călești un pic sau le... Zic că vrei să dau lecții de bucătărie. Da, vreau, sigur că vreau. Nu, e mai complicată. Bucătăria e complicată. Sau trebuie să ai un anume simț, așa. Știi că toate femeile spun și făină cât cuprinde. Și făină cât cuprinde, da. Ei, asta trebuie să știi cât cuprinde.
Păi da, învățați-ne și pe noi, uite, învățați-mă pe mine să fac o fasole mai specială. Deci am înțeles, iar da. Mia clasică, cu roșii, cu ceapă, cu nu știu ce. Și asta da. Când le pui? La a doua emisiune care o să o facem, așa? O să facem, o intitulăm, nu acasă la actrița Marcela Rusu, ci la prietena mea Marcela Rusu, și atunci vorbim numai de bucătărie. Bine, deci mi-ați promis o a doua emisiune, da? Da. Și vorbim numai de bucătărie? Da. Sâc, stimate telespectatoare, eu o să învăț atâtea rețete și nu o să vi le spun și vouă. Da, toate foarte simple. Toate foarte simple, no, da? Dar le spunem și la telespectatoarele mele de la Focșani, da? Le spunem? Nu știu, eu să gătesc chiar ca Draga Olteanu sau... Draga Olteanu gătește foarte bine? O gospodină emerită. Da? Mai bună decât Monica Ghiuță care face dă rețete la... Cred că mai bună. Să și vede. Să și vede. Da, Draga Olteanu este foarte bună gospodină. Foarte bună. Draga Olteanu e o femeie dintr-o bucată. Da, foarte drăguță. Am fost la ea acasă și am... Actriță bună, da. Femeie bună, gospodină bună, totul este extraordinar. Și un om așa, deschis și... Foarte. Și spun deschis și dacă nu te place, se o trântește de nu te vezi. Adică da, e un om cu care nu poți să negociezi prea mult. Dacă nu te place, nici să uite la Da, da. Nu prea poți să negociezi cu Draga Olteanu. E dintr-o bucată. Tamara Buciuceanu... Nu cunosc. Nu cunoașteți. Nu cunoașteți. N-am știut. Și ea e bună gospodină? Nu știu. Nu s-a auzit până aici. Nu știu. Da, adevărul este că actorii și artiștii în general au un criticăr aparte, știți, pe care nu-l are toată lumea. Este firesc să fie așa. E prin temperamentul lor. Sigur că da. Sigur că da. Actorii sunt mai pătimași, mai... Este și firesc. Și te poți adapta. Se spune temperament artistic. Nici nu te poți adapta așa de ușor la un rol dacă nu ai o capacitate mai mare sigur, de... Sigur, gândește-te cu un actor care ajunge la vârsta mea, de exemplu, i-au trecut atâtea vieți prin el că nu se poate... Ceva tot a rămas din fiecare. Sigur, sigur. Nu se poate, fiecare rol te marchează. Au fost momente când ați avut impresia că... Eu știu, nu sunteți o autentică, adică că luați ceva de la un personaj nu, în care ați... Nu, nu cred că s-a întâmplat dar ceva, așa nu, cum v-am cunoscut eu, da, nu. Sunteți foarte... Nu, teatru e teatru, dar totuși nu poate să nu-ți rămână temperamental ceva. Nu se poate. Cu ce a influențat, cu ce v-a influențat scena pe dumneavoastră, de exemplu? Dacă ați, sau e o chestie de subconștient? Sau nu v-ați gândit niciodată la... Nu m-am gândit la treaba asta, dar este greu când ai trecut prin atâția dramaturgi importanți să nu-ți rămână ceva. E foarte greu. De exemplu, de la Aurel Baranga, nu pot să nu fi rămas cu puțin umor exagerat, cu puțină ironie exagerată, cu satiră exagerată, că asta m-am lipsit, nu? M-a zis că îi plăcea să meargă la pescuit la Aurel Baranga? El sportiv. Afară de creion nu știa să facă nimic. Nu v-a ajutat la bucătărie să vă facă mămăligă și... Nu știa nimic decât să scrie. Da. Dacă se stingea lumina, habar n-avea să apese pe... Să prindă lumina pe veioță sau nu, ce? Nu, pe astea... A, să repare busoanele, da. Să apese, nu se repare. Nu, nu știa nimic. Spuneți-mi, stimată doamna Marcela Rusu, la Focșani ați fost vreodată? În turneu am fost în toată țara. Și mai țineți minte Teatru Pastia de la Focșani, care acum e dărâmat de la câteva cutremure și poate dă Dumnezeu să se refacă. Toată lumea speră lucrul ăsta, să vadă turnee. Acum, știți ce se întâmplă? De-abia au fost alegerile. De-abia au venit niște oameni care sigur să facă ceva. Și noi avem niște pretenții exagerate. A, nu, n-am spus că lasă-i să respire puțin, poate au să facă ceva. Nu, categoric o să facă, da. Și știți că, într-adevăr, așa este. Se vede că mișcă sigur și se vede că vor, da. Ceea ce nu e mare. Nu da. A doua zi, e gata. Da. Când veniți pe la Focșani? Așa, în vizită. Trebuie întâi să mă duc la Iași să văd Ficuminte Cristofor. Când vă duceți la Iași? Nu știu. Să mergem împreună, merg și eu cu dumneavoastră. Mi-ar face plăcere. Și mie. Să se potolească vremea asta, spun, nu suport căldura deloc. Uitați, să știți că e o idee. Dacă mergeți la Iași, o să venim și noi cu dumneavoastră, o să cerem voie de la directorul teatrului să filmăm și noi piesa, să o putem da pe post la noi. Și mergem am să merg să fac și cu actorii de la teatru de la Iași. Am auzit că sunt foarte drăguți. Foarte drăguți sunt. Foarte drăguți sunt. Dar trebuia, e o tipă bună. Trebuia să joace la Iași o actriță, nu știu cum o cheamă, Viața unei femei.
Da, probabil s-a speriat de rol. Nu știu. E un rol greu? Foarte greu, mă, greu. Cel mai greu rol din viața mea. De și-a ce? Bătut joc de mine. Soțul dumneavoastră, și-a da? Și-a bătut joc de mine, a vrut să mă pedepsească, probabil. De ce vi s-a părut așa de greu? Pentru că este un monolog, nu este o piesă, una la mână, și doi, în monologul ăsta de 2 ore jumătate, o femeie își trece toată viața, care n-a fost ușoară și plăcută. Deci e un rol foarte greu să ții 2 ore jumătate scena singură, într-o tragedie cumplită, e greu. Era un scriitor foarte subtil, o Baranga, și foarte rafinat și așa este. Foarte. Foarte rafinat. Nici o replică. Am recitit zilele astea o piesă de-a lui care o să joace Florina Cercel. Am recitit Travestiu, ca să o am proaspăt în minte. Și mi-am dat seama că nici o replică nu este inutilă. Știi? O piesă datează uneori. Sigur, sigur. Ca și o rochie. După 2 ani îi schimbi un guler, îi schimbi. Aici nu te poți atinge de nimic. Da, era într-adevăr o persoană foarte rasată, foarte rafinată. Sper ca Dorina să facă un succes frumos cu acest rol. Și eu sper, și mie mi-e foarte dragă Florina. Interviul pe care are l-am... Are toate datele, e frumoasă, e talentată, e tânără. Și vă iubește foarte mult, să știți. Și eu pe ea. Vă iubește foarte mult, la apreciază foarte mult. De altfel, eu iubesc orice om talentat. Nu mă interesează dacă el mă iubește sau nu. Eu îl iubesc. Chiar dacă firea omului nu-mi place sau temperamentului nu-mi place, aia trece la planul 2, nu mă interesează. Așa este și firesc pentru un om de o anumită calitate, așa cum sunteți dumneavoastră. Și știți talentul cum... este pentru mine și seriozitatea. Știți cum spune Oscar Wilde, eu nu dau citate, că nu-mi place să mă dau așa importantă, că uite ce de citate știe, da. Asta, dar ăsta mi-a plăcut, că prima condiție a unui gentleman este să-și dea imediat seama când are de-a face cu un gentleman. Asta poți să o pui la toate. Prima condiție, da, a unui om de o anumită... 3 minute, sigur că da, sigur că da. E o replică pe care am reținut-o și pe care o folosesc așa, da. De câte ori am ocazia. Da, da. Stimată doamna Marcela Rusu, v-am reținut cam mult, nu? Nu, mi-a făcut plăcere. Nu mai mare decât ne-a făcut nouă. Nu am spus decât banalități. Dacă... Doamnă, am spus că e o discuție liberă, non-conformistă. Am discutat exact ce ne-a venit să discutăm altă dată, deci o să discutăm lucruri foarte profunde. Bucătărie. Să discutăm despre bucătărie. Nu? Da. O să pregătiți multe rețete? Gâlcuță? S-a plictisit gâlcuță? Oare? A fost, la un moment dat a spus că n-a mai lătrat. Îl interesa ce spuneam noi, nu? Nu cred. Nu? Nu credeți? Nu. Cred că lătra că iau zgomot afară. Încă o dată. În caz e de o inteligență fantastică. De minte, rasa asta este cea mai inteligentă rasă. Base, da, da. Nemții spun, es gibt Hunden und Dackel. Sunt câini și baseți. Și baseți, da. Este de o inteligență cumplită. Asta într-o zi vorbește, iau premiul Nobel, sigur. Ce bine ar fi, nu? Oi de mine. Sigur că da. Asta într-o zi spune mama. Spuneați că ați avut numai baseți. Numai baseți, că sunt al 5-lea. Și spuneți-le cum i-a chemat pe toți. Toți s-au numit Gâlcă. Și de ce ea s-au numit așa? Explicați de ce. Pentru că am știut întotdeauna că un câine trăiește puțin, mai puțin decât un om. Și de frica durerii, de frica, de spaima dispariției, i-am numit la fel și am avut aceeași rasă. Și când a dispărut câte unul, mai mult de o săptămână n-am stat singură. Imediat am luat altul. Și de unde îi luați? Oh, păi noi suntem ca drogomanii. Da, vă cunoașteți așa, da? Sigur că da. Că lumea știe pe cine iubește, cine vrea baset, cine nu, sigur. Da, deci aveți așa o mică castă. Sigur că da, și atunci, chinologică. Exact, după o săptămână am luat altul imediat, l-am numit la fel, era aceeași rasă și cu asta din lașitate, m-am menajat. Bă, e frică de suferință, da? Am suferit prea mult în viață. Mi-a dispărut toată familia. Așa, ca într-o piesă de Shakespeare a fost, am rămas singură complet. E foarte greu să fii singur. Sigur, e îngrozitor. E cel mai greu, nu? Cred că e cel mai greu. Mai grea decât sărăcia. E singurătate. Îți trebuie o forță aproape unei femei, trebuie o forță aproape masculină să reziste.
copii, da. N-ai încotro. Îți cauți să-ți umpli viața cu fel de fel, dar fără amintiri. Aici drama, nu îmi plac amintirile deloc. Da, da, amintirile fără să vrem ne... Ei, știu, e vorba cântecului, mă copleșesc acum. Ei, da, da, mă copleșesc. Eu am spus altfel, că ferească-i Dumnezeu pe cei care nu au amintiri, știți? Cred că sunt și mai condamnați. Nu, nu în sensul ăsta am spus. Da, da, am știu, în sensul am înțeles. Rău în ce... și amintirile. Da, da. Cele frumoase îmi fac rău, cele urâte îmi fac și mai rău. Și atunci le evit, caut să mobilez creierul cu lecturi, cu muzică, cu cuvinte încrucișate pe care le faceți ador. Și de astea, da? Și integrame, da? Sau alea care sunt mai ușoare. Da, da, da. Însă mă ocup de jocuri din astea foarte mult. Și astea întrețin foarte bine memoria și mintea. Sigur. E o nouă gimnastică foarte bună. Și la munte nu mergeți? Nu vă place? Îmi place, fiindcă ador, am văzut la munte două zile, acum la Predeal și am răcit. A plouat tot timpul. A plouat la Predeal? Da, eu ador ploaia și de-aia mă duc la munte ca să ploaie. Da, vă place să plouă, da? Ploaia este anul timpul meu preferat. Dar bineînțeles că am răcit puțin. Dar trece. A, nicio problemă. Gâlcă s-a plitisit tare. Nu, dar recunoști că e cu minte. Foarte cu minte. Foarte cu minte. Îl iubesc foarte mult. Foarte cu minte. Nu știu ce l-a apucat să fie așa cu minte, că după ce l-a trecut unde merg. Da. Stimată doamnă, acela Rusu, veniți pe la Focșani? Când să mai liniști, nu vremurile, vremea. Adică când nu o să mai fie așa de cald. Nu o să mai fie așa cald și o să putem merge cu mașina liniștiți. Sigur. Să mergem cu mașina liniștiți. Când începe școala, aș vrea să vă cunoască și elevii noștri. Să mergem pe la diverse școli. Nu, n-ar fi frumos? Da, da, mi-ar face plăcere. Și nouă ne-ar face. Deci ne promiteți o vizită, da? Da, da, în da. Această toamnă, da? Da. Bun. Cu plăcere. Și eu vin să facem emisiunea cu... Deci nu o să mai fie la Marcela Rusu, actrița Marcela Rusu, la prietena mea așa. Marcela. Așa, și care vorbim... O să mă... Nu mai despre de bucătărie, fel. Da? Ai, nu mai despre bucătărie. Ei, fel de fel de... Fel de fel de... Lucruri de femei. Fel de fel de... Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Și promisiunea este promisiune, da? Și dintr-o parte și dintr-alta. Promis. Okay.